O zi specială atât pentru România, cât și pentru doi tineri din comuna Godeanu, care au ales să-și unească destinele chiar de 1 decembrie. Momentul a fost unul extrem de emoționant pentru toți cei prezenți, întrucât oficierea căsătoriei a fost încheiată chiar de către primarul comunei, Sabina Gheorgheci. Bună ziua și bine ați venit! În primul rând vreau să vă spun la mulți ani români, la mulți ani Godeanu, și mă bucur nespus că ați ales astăzi o zi extrem de importantă, 1 decembrie, Ziua Națională a României, pentru a vă uni destinele. Sunteți pregătiți? Da. Cetățene Vintilescu Lorinel Costinel, de bună voie și nesilit de nimeni, iei în căsătorie pe cetățeana Măciucă Iuliana Mădălina? Da. Nu se aude. Da. Cetățeană Măciucă Iuliana Mădălina, de bună voie și nesilită de nimeni, iei în căsătorie pe cetățeanul Vintilescu Lorinel Costinel? Da. Răspunsul soției îl vreau mai clar. Da. Constat că au fost îndeplinite condițiile cerute de lege pentru încheierea căsătoriei și în urma consimțământului dumneavoastră liber exprimat, vă declar căsătoriți. Felicitări! Momente unice pentru doi tineri din comuna Godeanu, care și-au unit destinele în fața ofițerului stării civile chiar de 1 decembrie, Ziua Națională a României. Cum de te-ai hotărât chiar în această zi să faci pasul acesta mare? Ei, m-am gândit oarecum să rămână cumva și în anul, adică e o zi frumoasă, e foarte, rămâne cumva ceva special. Sperăm ca ziua de 1 decembrie să le poarte noroc celor doi tineri care au ales să își unească destinele într-o zi cu o semnificație atât de importantă pentru toți românii. Cu această ocazie, echipa noastră urează tinerei familii tradiționalul casă de piatră.